Daniel Olteanu, vice vice-lider al grupului ALDE de la Camera de Deputaților, atrage atenția că, în condițiile în care integrarea în Uniunea Europeană a avut drept consecință și o concurență suplimentară pentru producătorii români, aceștia au fost și sunt nevoiți să-i facă față, iar pierderea contractelor pe piața internă a îmbrăcat uneori forma unui abuz de poziție. Deputatul ALDE de Vaslui i-a cerut premierului Iorica Dăncilă să dispună o analiză pentru a afla cauzele exacte pentru care produsele fabricate în România au fost înlocuite cu unele din import, în anumite ramuri ale economiei, pe criteriile care nu țin neapărat de calitate sau preț, analiză care să fie urmată în funcție de concluzii de măsuri reparatorii. În cadrul unei declarații susținute în plenul Parlamentului, Daniel Olteanu a subliniat că analiza guvernului trebuie să scoată la iveală în primul rând modul în care s-a modificat, după aderarea la Uniunea Europeană, ponderea achizițiilor de, de produse fabricate în România în structura cheltuielor companiilor la care statul a fost și este acționar. Olteanu consideră că este esențial ca datele să vizeze cu precădere industria energetică și domeniul administrării infrastructurii de transport, unde volumul cheltuielor statului este unul semnificativ, iar producătorii români din industrii tradiționale au fost chiar scoși de pe piață. Deputatul Alde afirmă că o astfel de analiză a guvernului este obligatorie pentru câștigarea sau recâștigarea pieței interne de către companiile românești, dar și pentru a elimina suspiciunile asupra unor bariere artificiale care împiedică accesul firmelor autohtone pe piața internă, în special după realizarea marilor privatizări ale companiilor din energie. Integrarea în Uniunea Europeană reprezintă, fără îndoială, un proces cu beneficii pentru România, asumat de întreaga clasă politică și cu sprijin covârșitor din partea românilor. Această integrare a venit însă cu oportunități și provocări, cărora companiile românești au fost nevoite să învețe să le facă față într-un timp foarte scurt. Deschiderea piețelor a însemnat atât oportunități de export, cât și provocări pentru a ține piept concurenței suplimentare pe plan intern. Companii cu zeci de mii de angajați în total, având o piață de desfacere atât pe plan intern cât și în piețele tradiționale de dinainte de 1989, au fost puse în situația să asiste cum produsele fabricate în România au fost înlocuite cu produse din import, iar asta nu întotdeauna și nu neapărat pe criterii care țin de calitate și preț. Există numeroase luări de poziție publice ale acestor companii pe acest subiect. Una dintre cele mai dramatice situații ar putea fi în industria energetică și în domeniul administrării infrastructurii de transport. Având în vedere aceste lucruri, i-am transmis doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă, printr-o interpelare, să dispună o analiză prin intermediul pârghiilor pe care le are pentru a ne putea prezenta într-un timp cât mai scurt concluziile aferente a acestei teme. Cred că este extrem de important să cunoaștem cu toții cum s-a modificat după aderarea la Uniunea Europeană, ponderea achizițiilor de produse fabricate în România, de la piese și subansamble la utilaje și echipamente, în structura cheltuielilor companiilor la care statul a fost și este acționar, cu deosebire în industria energetică, având în vedere volumul cheltuielilor. Esențial este să aflăm și cauzele pentru care produsele fabricate în România au pierdut piața internă. Nu au mai fost competitive. Sau au fost introduse bariere noi, care nu au legătură cu calitatea produselor, spre exemplu, ci mai degrabă reprezintă semne ale unei cartelizări. Consider că e necesară o analiză distinctă pentru piața producției de aparatură, pentru automatizarea proceselor tehnologice industriale, de unde să rezulte cauzele exacte care au dus la pierderea pieței interne de către companiile românești și modul în care, după aderarea la Uniunea Europeană, s-a modificat ponderea produselor din această categorie, produse fabricate în România și vândute pe piața internă. Toate aceste răspunsuri sunt obligatorii în condițiile în care câștigarea sau recâștigarea pieții interne de către producătorii români reprezintă un obiectiv guvernamental. Un alt motiv, în plus, este acela de a elimina, sau nu, Suspiciunile referitoare la introducerea unor bariere artificiale pentru acești producători de pe piața internă, mai ales după realizarea marilor privatizări ale companiilor din energie.